N-am predicat niciodată din textul ăsta și nici n-am știut că o să zic ceva în seara asta. Nu-i neapărat că o să predic ceva. Dar dacă de aici s-a deschis cuvântul Domnului, înseamnă că Duhul Sfânt are ceva să ne spună. Versetul 1 zice, fiii prorocilor au discutat cu investitorul imobiliar. Așa scrie. Uitați-vă cu cine discută fiii prorocilor. Au zis lui Elisei, dar tu te pricepi cu terenuri? Știi spații? Cum? Învățătura numărul unu. Ai grijă cu cine te sfătuiești. Ai mare grijă. Dacă o să te duci la destă care în cap ma bitcoin, o să bagi la semi-păcănele și o să te trezești că s-au dus banii. Dus. Indiferent ce problemă ai, ține minte ce îți spun în această seară, vorbește cu oamenii lui Dumnezeu. Vorbește cu Elisei. Pe păi Elisei se ocupă el cu lucruri din astea. Ascultați ce zice. Vindecă Dumnezeu prin el. Moartea oalei transformată. Lepra după Naman dispare. El nici măcar nu iese afară ai grijă cu cine vorbești. Alegeți cel mai spiritual om din jurul tău și cu el vorbește. Nu-ți căuta omul ăla care a ajuns la o cifră de afaceri mare în scurt timp și care nu prea mai doarme nopțile și care umblă peste tot și nicăieri nu-i. un om care să fie omul lui Dumnezeu. Vorbește cu omul lui Dumnezeu ai grijă ca fată cu ce fel de soră vorbești. Dacă o să-ți iei ca model o împopoțonată de aia ca sorcova, noi nu prea avem pom de Crăciun, dar să poartă la unii. Dacă îți iei una de aia care are de tăte pe ea și nimic în cap, nu te mira unde ajunge. Ai grijă cu cine vorbește. Să știi că vei ajunge suma a primile cinci persoane care sunt cele mai importante pentru tine ca sfat. Nu o să ajungi mai sus decât persoana pentru care tu pui preț și zici, uite, cred că aș vrea să ajung ca și sora asta. Surorilor, căutați surori care au un nivel spiritual înalt. Căutați surorile care postesc, care se roagă, care au daruri, care caută fața lui Dumnezeu, care acceptă toți copiii pe care îi dă Dumnezeu. O să-mi ziceți, fanaticule, nu-mi pasă de nota pe care mi-o dai. Ai grijă, în funcție de persoana cu care te sfătuiești, așa vei lua decizii. Dacă în continuu stai cu capul în internet și sfătuitorul tău e sfântul cu ghilemele, Google, așteaptă-te la panică, la nesiguranță, la disperare. Când îți cade securia, Google-ul nu se rezolvă. Google zice cât costă următoarea. Nu, stai liniștit că nu vine pe gratis ai grijă cu cine te sfătuiești. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Iubiți slujitorii adevărați. Căutați oamenii care respectă Scriptura. Căutați oamenii care iubesc adevărul. Nu umblați după oamenii care vă cocoloșesc păcatele și vă ascund păcatele în care trăiți. Căutați oamenii care spun adevărul întotdeauna. Dacă ai avea o problemă gravă, o problemă gravă la mâna dreaptă, nu e așa că nu te duce la un medic care rezolvă într-un domeniu de ochi? Oftalmologic? O să te duce la cineva care e specialist în rana ta, în problema ta. Duhul Sfânt a strigat în această seară și a zis că sunt multe răni. Sunt oi rănite. Să știți că unele dintre răni sunt din cauza noastră personală. Știți de ce a căzut omul la între tâlhari? Pentru că a decis să coboare la Ierihonă. Știți de ce s-a pierdut bănuțul? Pentru că acea femeie, acea persoană care avea bănuțul acela, n-a fost atentă. Sunt probleme care sunt generate din cauza neatențiilor noastre. Pentru că zice nu-mi pas, o zice Duhul Sfânt că unui dat din mână, știți așa? Asta e ok, nicio problemă. Sunt oameni care sunt interesați doar de imaginea lor, ai grijă cu cine vorbești. Să știi că acolo unde-ți deschizi inima înspre persoana aceea vei da credit, încrede de acelei persoane și dacă nu e o persoană adevărată, dedicată lui Dumnezeu, dacă nu e Elisei, să știi că Gehazi nu-ți rezolvă problemele. Gehazi face prostii și Glepra, după Naman, s-a turnat pe fruntea lui, pe trupul lui, de ce? S-a ocupat cu șmecherii. Nu umblați pe scurtături niciodată. Aveți grijă cu cine vorbiți. Când dați de momente dificile în care trebuie să vă extindeți într-un fel anume, în care trebuie să vă cumpărați probabil o proprietate, un apartament, veți, vă veți însura, ați zis amici, n-am auzit? Da, o zi să la -o, mai tare. Dar viitorul vă stă în față. E foarte important cine e licean, o să aibă decizia la ce facultate merge. Ai grijă cu cine vorbești. Ai grijă cu îi cereți sfatul. Cu cine vorbești? Fii prorocilor vorbesc cu prorocul. Vrei să ajungi un mesager al lui Dumnezeu? Stai în prajma oamenilor care sunt mesagerii lui Dumnezeu. Alimentează-te de pe internet cu mesaje autentice, cu mesaje care zidesc, care transformă, care îi liberează. Vrei să ai dar de prorocie? Caută dacă e soră, o soră mai în vâstă, care are dar să-ți spună cum a reacționat, cum a mers, ce s-a întâmplat. Interesează-te. Știți că pe vremuri era, erau cercuri de rugăciune pentru proroci? Dar caută oamenii lui Dumnezeu care sunt vocea Domnului. Lasă-te verificat, verificat, acceptă verificarea, acceptă răspunsul, fii Prorocenosis, dacă nu cumva ne spui, ai grijă, Elisei, de ne spui un alt răspuns decât ce vrem noi, am și plecat de la biserica asta. Salutare cu prorocul Elisei, lăsați-ne în pace. Nu. Ascultați ce zice Biblia. Foarte interesant este că fiecare fiu a prorocului, înțeleg că sunt mai tineri aceștia, zic așa, după ce prorocul le zice, duceți-vă, da, ce vreți să faceți voi este bun, unul din ei a zis, Fii bun. Ce frumos vorbește asta. Nu loc să-i zică, mă, expiratele, stai pe acasă că nu o avem din noi de tine. Ce noi cu ideile noastre, tu cu ideile tale. Ascultați cum vorbește cu un om mai în vârstă. Îi zice așa, fi bun, adică îl obligă indirect. Adică dacă ești bun, vii cu noi. Vă păi, dați seama cum pune problema unul dintre proroci. fii proroci. Fi bun și vino cu... Noi nu suntem nici mai puternici decât tine, nici mai interesanți, nici mai tineri. Noi suntem slujitorii tăi. Elisea a zis, voi merge. Ce important e ca împreună cu tine să vină oamenii lui Dumnezeu. Ce important e și apreciez că mergeți la cercuri de rugăciune. Nu mergeți în cercurile de rugăciune unde sunt oameni neacreditați de biserici locale. Nu umplați oriunde unde vi se dă drumul să faceți ce vreți voi. Că acolo aveți probleme, derapați, ajungeți în extreme, pierdeți echilibru, faceți ce vreți, că asta e ideea. De ce un om nu suportă autoritatea unei biserici și se duce neapărat într-un cer de rugăciune unde îi se dă voie să facă ce vrea pentru că nu respectă autoritatea? Și câți dintre ăștia au rămas în picioare? Caută-l pe Elisei, caută-i pe oamenii lui Dumnezeu. Niciodată să nu iei sfaturi de la oameni neacreditați. Niciodată să nu te mulțumești cu un sfat, să lupți pentru unitate. fii procilor au puterea. Elisei are un fel de semifrână, știe să-i blocheze când trebuie. Știe să le transmită mesajul din partea lui Dumnezeu. Mă rog ca generația tânără să fie atinsă de prezența lui Dumnezeu. Și împreună cu generația mai în vârstă, toți să mergem prin credință înainte. Noi cei mai tineri să fim supuși celor bătrâni și noi toți în legăturile noastre frățești să fim podobit cu smerenia că Dumnezeu stă extraordinar. E ca și cum vrei să mergi undeva și Dumnezeu stă împotriva ta. Ferească Dumnezeu să fie omul împotriva căruia să stea Dumnezeu. N-ai viitor, n-ai speranță, n-ai nicio posibilitate. Dar când Dumnezeu e de partea ta, când ești într-un moment greu de descumpănire, te desnădești, de frică, când atacurile vin la nivelul minții tale, simți o mână care se coboară la nivelul capului tău. Este mâna lui Isus Hristos. Este mâna lui Isus Hristos. O simt prezentă în locul acesta. O mâna Domnului este în locul acesta. al lui Dumnezeu! Vreau să spun ceva, chiar dacă o să fii corect, în adresare, chiar dacă o să iei sfaturi de la oameni acreditați, chiar dacă o să umbli în unitate cu oamenii lui Dumnezeu, o să vină în viața ta și criza. Nu au ajuns în criză pentru că au intrat pe un teritoriu interzis. Nu au ajuns în criză pentru că au mers fără să vorbească cu Dumnezeu și cu omului lui Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu. Au ajuns în criză pentru că criza îi maturizează pe oameni și atunci când treci prin încercare, Dumnezeu abia așteaptă să pregătească terenul să facă o minune. te gândești gândit vreodată la asta? Ascultă ce spune cuvântul Domnului. În timp ce te un lemn, unul din ei se trezește că vrea să dea cu securea, dar fierul i-a căzut în apă și a strigat. Ah, Domnul meu, era împrumutat. Prima întrebare care s-a născut în mintea acestui om este, oare n-a greșit Elisei când ne-a zis, duceți-vă? Sunt momente în care intri într-un moment dificil în viață. Și imediat întrebarea instantă care îți apare în minte este următoare. Oare m-a părăsit Dumnezeu? Oare e Dumnezeu cu mine? Oare nu cumva am luat-o înaintea lui Dumnezeu? Oare nu cumva sunt pe un alt teritoriu decât pe locația, locul pe care Dumnezeu l-a trasat? N-au greșit locul unde lucrau. Era un locul destinat pentru ei din partea lui Dumnezeu. Și totuși, securea a rămas fără fier. Și securia nu era a lui, am împrumutat o Acum avea o problemă, cum rezolvă, cum reușește să se întoarcă fierul care a coborât, bineînțeles că are greutate și coboară în apă, Cine sare după el? Metode umane. Să se metode umane. Când încercăm noi, găsim lemne, căutăm ceva, frânghii, soluții. Aș vrea să spun ceva. În seara asta, în numele Lui Isus să cadă soluțiile tale. Lasă soluția Lui Dumnezeu. Lasă soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu nu poate fi gândită. Este împotriva logicii uneori. Vin oamenii și spun, nu, nu-i logic, nu se poate, domnule. De ce? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? E foarte important să-ți dai seama unde e căderea. A zis Duhul Sfânt că sunt oameni căzuți aici, aici în clădire, aici online, care sunt cu noi la slujire. Oameni căzuți. E foarte important să realizezi unde e căderea. E foarte important să identifici spațiul unde ai început să derapezi spiritual. Care a fost domeniul acela în care ai început să fii mult mai ușor vulnerabil, mult mai ușor indulgent, mult mai ușor să zici, lasă că e ok, lasă că e ok. Identifică unde e căderea. Identifică unde e căderea. Dacă nu o identifici, nu se întâmplă nimic. Ascultați și se întâmplă mai departe. Cuvântul Domnului spune și a arătat locul. N-a zis așa, mi se pare că undeva pe partea aia. Nu, să fii clar, specific. Ai o problemă într-un domeniu anume? Spune lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, am problemă cu asta. Nu, Doamne, dacă Tu crezi că eu am o problemă. Falsule, spune adevărul în fața lui Dumnezeu. Unde a căzut? Aici locul a zis. Omul care avea problema. Nu a trimis pe personal a vorbit. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn. A aruncat-o în locul acela. Și fierul de la secură a plutit pe apă. Imaginați-vă scena. Un lemn aparent obișnuit, da? L-a tăiat Elisei la porunca Domnului. Asta nu e o mișcare așa aleatorie. Asta nu e o formă, nu e o demonstrație, nu e un show. Nimeni nu-l filma pe Elisei. Elisei are călăuzire, călăuzire directă de la Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îi zice, uite, asta e soluția. Tai o bucată de lemn și pune-o exact în zona unde e fierul. Întrebare, lemn cu fier se atrag? Există magnet în lemn? Și și o zis Domnul? o să vă fac o minune încât să nu ziceți, păi au avut un pic de magnet fierul ăla din vechime. Dacă puneau un fier pe apă și se aduce, cumva venea, lasă că s-o atras cumva că a avut ceva în el. Nu, pune lemn împotriva oricăi legi ale fizicii. Ascultați ce spune Biblia. Spune versetul mai departe, versetul 7. Înfiorător. Apoi a zis, ridică-l. Și-a întins mâna și l-a luat. Pentru că vreau să spun ceva în seara asta. Dumnezeu face minunea. Tu trebuie să fii parteneri cu Dumnezeu în minunea Lui. Ridică tu fierul, nu lăsa pe altul. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să stai cu ochii încheși. Ai o problemă în inima ta, în sufletul tău, nu o știe nimeni. Duhul Sfânt a zis că sunt aici prezente desnădăjduite. Iar mie Domnul mi-a spus că sunt persoane chiar care au avut gânduri negre, suicidale. Aș vrea să stai cu ochii încheși. E prezent aici Duhul lui Dumnezeu în cercetare. Nu un lemn oarecare se va așeza peste problema ta. Tu n-ai o problemă cu o secură, cu un lemn, cu niște uh, bârne care trebuie să le tai. Tu ai o problemă privată, interioară. Tu ai o problemă la nivelul minții tale. Am să spun ceva. Pe dealul sub formă de craniu uman s-a înfipt lemn. Pe lemnul acela stat regele regilor. Împăratul împăraților, în seara aceasta nu-ți dăm soluția într-un lemn din pădure. Soluția ta este Iisus Hristos care a stat pe lemnul de durere ca să-ți povara ta, ca inima ta să fie eliberată de sub povara păcatelor, ca atele gânduri să fie transformate și să fie binecuvântat. A Ai venit, aici am zice Duhul Domnului că unii au venit cu greu aici în seara asta și Domnul vrea să le aducă eliberare. Există putere în sângele lui Iisus Hristos, în pofida împrejurărilor nefavorabile prin care treci, în pofida atacurilor demonice care au venit în jurul tău și a casei tale, în pofida valurilor care vin, fierul a căzut, nu mai există nicio soluție. Era și împrumutat, pe lângă faptul că nu mai ai nicio soluție, parcă nu mai ai nici măcar un orizont deschis, problemele tale cresc, odată cu trecerea timpului, gânduri, 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 stări, frici, nemulțumiri, atacuri de panică, anxietăți, stări de nesiguranță. Isus Iisus Hristos este prezent în locul acesta Shamana Gadovela la Dizeit Iisus Hristos este prezent în locul acesta Este prezent pentru tine N-a venit doar pentru o persoană A venit pentru zeci de persoane care suntem aici Iisus Hristos este Domnul Iisus Hristos este Domnul Există putere de eliberare Dacă ai un faliment în viața ta Dacă ai o durere în inima ta Dacă ai o situație grea prin care treci Și poate nu o știe nimeni Sau poate o știu doar câteva persoane din jurul tău Și crezi că în această seară Mâinile cicatrizate din calvar o soluție pentru problema ta. Nu o să-ți spunem un lemn, nu o să-ți aducem un lemn în vedere. Să-l aducem pe Domnul Isus Hristos care a stat pe lemnul de durere, care și-a lăsat ultima picătură de sânge să fii și tu eliberat. Să fii și tu eliberată, să fii și tu salvată. Să ai și tu perspectivă. Nu trebuie să mor. Ridică-te numele Domnului. Elisea a zis, ridică-l odată. Nu lăsa acolo, nu lăsa acolo. L-am ridicat, ți-am dat soluția. Fă-ți partea, fă-ți partea prin credință. Repet, cântere. Este o seară de eliberare, este o seară în care rupe Domnul lanțuri. Duhul Sfânt a strigat că cătușele care sunt pe unele inimi vor fi date la o parte în numele lui Isus Hristos. Există putere, fă-ți partea, unei credința. O, oh, spune Domnului, Doamne, sunt slab, sunt neputincioasă, n-am perspective, n-am soluții, nu pot, Doamne, nu se poate să fie ridicat fierul de un lemn, dar Domnul face imposibil în seara aceasta. Ai o problemă personală pentru care vrei să ne rugăm Ridic o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu spune Domnului, Doamne, ai milă și de viața mea Ai milă și de sufletul meu Domnul să te atingă, Domnul să te atingă, Domnul să te atingă Domnul să te atingă, Domnul să te atingă În numele Lui Isus Hristos există putere de eliberare O, oh, singurul care poate ridica fierul Adică povara ta, adică imposibilul Din familia ta, din inima ta Adică oamenii ridică din numeri Și spun, nu se mai poate Domnul Isus Hristos Haleluia Domnului Isus Hristos! Există putere în numele Domnului! Există putere în numele Domnului! Drogații pot fi eliberați în numele Lui Isus Hristos! Cei ce nu mai au nicio soluție în casa ta, au putere în numele Domnului! Simt în această rugăciune că trebuie să-ți dau ocazia să ai curajul să îngenunchezi aici jos, să vin fața Lui Dumnezeu să spui, Doamne, asta e problema mea! Cu asta mă lupt, cu asta mă confrunt, Doamne! De multă vreme satana mă atacă la nivelul nivelul minții îmi spune că nu o să am viitor, că nu o să mă pot căsători bine, că familia mea va fi valimentară, că sunt rezultatul unor victime care sunt din iamul meu. În numele Lui Isus există putere, există putere de eliberare. Simt cum se rup lanțuri, menado veligeris. Simt cum puterea Domnului se prezintă în locul acesta să facă bine în dreptul casei tale. Te aștept să îngenunchezi o să intrăm în această rugăciune în care te rog să te rogi cum te-a rugat niciodată. Strigă după mila lui Dumnezeu. O să ne rugăm împotriva gândurilor suicidale. Repet că te remene vere de viață. Duc de viață nouă, coboară, te rugăm. Atinge, eliberează, transformă. Domnul e prezent aici să-ți facă bine. Intrăm cu toți în rugăciune și te așteptăm să îngenunchezi. Indiferent ce crezi că vor spune oamenii despre tine, indiferent de câtă vreme ești botezat sau botezată, dacă nu mai poți să depășești o problemă personală, în lumea spirituală, în genunchează aici, ai nevoie de o atingere nouă, ai nevoie de o revigorare nouă, ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos, ai nevoie de un imbol supranatural, mâna Domnului să te atingă, intrăm în rugăciune, Domnul e prezent aici, ne rugăm cu toți.